Casa Verona, mâncare bună ca la mama acasă. Cele mai mari porții din oraș le găsești aici, la Casa Verona, în Bistrița, Piața Mică, numărul 18. Te așteptăm zilnic cu mâncare bună și gustoasă, de la micul dejun, la ciorbe, fripturi și garnituri de tot felul, paste, pizza și deserturi la alegere. Avem pentru tine și mâncare de post. Dacă nu poți veni la noi, venim noi la tine. Intră pe takeaway.com și alege din meniu tot ce îți place, iar comanda ta va ajunge repede la tine. Transportul este gratuit. Comenzi la telefon 0263 211 530 sau 0725 837 662. Program de funcționare de luni între 12 și 21, iar de marți până duminică între 9 și 21. Casa Verona, mâncare bună ca la mama acasă. Centrul Județean pentru Cultură Bistrița-Năsăud susține binele în cultură, tradiții și folclor la Radio de Bine. Binele are nevoie de tine! Seara și bine v-am regăsit, dragii mei. Iarna așa cam intrat în drepturi, aproape că și-a intrat în drepturi. Noi sperăm că, așa, printr-un scurt fragment dintr-o colindă, v-am adus în suflete spiritul sărbătorilor de iarnă. Ne dorim foarte mult ca emisiunile pe care noi le-am pregătit pentru dumneavoastră acum, în perioada scurtă care a mai rămas înaintea sărbătorilor, să fie pe sufletul dumneavoastră, să vă găsească sănătoși, să vă găsească voioși și să aveți spor în pregătiri și, doamnelor, să aveți spor la curățenie, pentru că sunt sigură că asta faceți în perioada care urmează, vă pregătiți din toate punctele de vedere. Dați-mi voie să spun bună seara și invitatelor mele de din această seară, doamna profesoară Cristina Bălan și o tânără interpretă foarte, foarte talentată de pe Valea Someșului, Roberta Rebrișorian. Bine ați venit la noi! Bună seara, Cristina dragă, și îți mulțumim tare mult de invitație. Așa cum am povestit, să știi că avem multe lucruri să-ți spunem. Și Roberta și eu suntem, pe lângă profesor și elev, suntem și două prietene foarte, foarte bune.
Eu astăzi, să știți că o să mă simt foarte bine în această emisiune, pentru că sunt ca și în familie. Vă fac cunoștință cu nașa mea. Și poate cine știe o altă fină. Și cine știe o altă fină, o viitoare fină, da. Cum vă pregătiți în perioada aceasta de sărbători? Cristina, dragă, este o perioadă încărcată pentru mine, pentru că știi că am foarte multe activități și în cadrul centrului și în cadrul liceului de muzică, dar cu pași mărunți încerc să trec cu toate și să fie bine. Roberta. Bună seara! Bună seara! Pregătită ai colinda de mers? Normal, cum să nu? Ca întotdeauna, pregătită, orice ar fi? Da, tot timpul. Mă bucur. Spune-mi, cum este doamna profesoară? Păi, să încep așa. Doamna profesoară este o persoană minunată și extraordinară. Știe tot timpul să scoate ce mai bun din elevii săi. Și nu contează. Adică, cel puțin pe mine, nu m-a certat niciodată. Îmi dau seama tot timpul din privirea dumneiei. Nu mă bucur dacă a fost bine sau dacă nu. Chiar așa, cum sunt deplasările? Cu ceilalți, pentru că una este să fii cu un singur elev și alta e să fii cu o trupă de elevi. Sunt oameni diferiți, tineri diferiți, energie multă, nebunia asta multă adolescenței. Multă răspundere, Cristina, multă răspundere, dar în același timp și o plăcere, pentru că ei îmi dau din energia lor. Câteodată sunt mai obosită, dar ei de fiecare dată cu cântecele, cu voieșia lor, îmi dau energia lor pozitivă și îi salut pe toți elevii și foștii mei elevi și le doresc sărbători frumoase alături de cei dragi. Roberta, spune-mi cum ai început să cânti muzică populară? Ți-a fost insuflat de undeva? Ai pe cineva în familie care... știu eu, a cântat și a fost un vis neîndeplinit și acum prin tine își trăiește visul respectiv. Păi, doamna învățătoare m-a descoperit prima dată. Îi spunea mamei că să-mi caute un profesor de muzică, am talent și am găsit-o pe Lenuța Filipoi, pe care o salutăm. Și am progresat alături de ea, iar acum sunt eleva doamnei profesoare Cristina Bălan. Dar vreau să le spui celor care ne urmăresc că tu mai studiezi ceva. Da, mai studiez saxofon. În primul an, la saxofon. Și cum este? E greu instrumentul sau nu prea? Dacă ai drag de instrument și muzică, e ușor. Adică este foarte ușor dacă îți place ceva. Tu ai mai avut contact până acum cu acest instrument sau pur și simplu ți-a plăcut el? Prima dată mami voia să merg pe pian. Dar tati a spus că dacă tot fac un instrument, să fac saxofon. Păi dacă tot ești dacă bărbătoasă tot... să fii până la capăt. Uite ce susținere bună! Păi uite că merge bine. Da, canto să știi, cu o evoluție bună, de la ora la alta, de la un an la altul. Acum trebuie să specific un lucru, că doamna Flori, mama lui Roberta, este inima și sufletul nostru, pentru că un sprijin pentru ea și un sprijin pentru noi, atunci când mergem la activități, tot timpul este lângă noi, ne dă sfaturi bune, ne încurajează și mulțumim și dorim să fie sănătoasă și să aibă parte de cele mai frumoase momente alături de Roberta. Doamne ajută așa să fie, pentru că și eu o cunosc pe mama Roberta. Implicată, dăruită. Este foarte implicată și este un părinte care face foarte multe sacrificii Absolut. Pentru copilul ei. Absolut. Ceea ce este foarte important și benefic pentru ea să pună cumva în prim plan visurile ei. Copilei, și da. Realizările este. Ei. Da. Așa este. Da. Ați mai avut până acum părinți care să fie atât de dedicați? Da, și am și acum, sigur că da, sigur,
fără un om care să te sprijine și mai ales părinții, nu cred că ai putea să mergi pe drumul cântecului popular și nu numai. Părinții sunt sprijinii noștri și ai mei, chiar dacă eu sunt... Cât avem părinți, noi suntem tot copii. Da. Absolut, da, am mai avut și am și acum. Cum mi se pare generația de acum? Așa, făcând o comparație cu generațiile pe care le-ați avut înainte. Sunt ani și ani, generații și generații. Au fost generații foarte bune, implicate, devotate, care au răspuns afirmativ la toate provocările mele și au participat la foarte multe activități. Hai să dăm un exemplu, Cristina, hai să dăm un exemplu, Lenuța Filipoi, Bosbic, Larisa și mulți alții. Dar hai să spunem că și pandemia i-a afectat un picuț. Nu pot să spun că nu avem și acum generații bune, dar ușor mai leneși, mai lăsători, deși cu voci frumoase, dar... Așa cum ți-am zis. Și să dăm puțin vina pe pandemie, că sunt ei leneși sau... Putem să dăm vina și pe pandemie. Eu zic că și pandemia e un factor. Eu sunt foarte curioasă cum vă împărțiți toate activitățile. Pentru că sunteți mamă, sunteți profesor la Liceul de Muzică Tudor Jarda din Bistrița, sunteți profesor la Școala Populară de Arte din Bistrița. Când mai aveți timp pentru dumneavoastră, personal? Să zic, astăzi am chef să merg la un salon să am grijă de mine. Oh, nu, să știi că mai înainte vorbeam cu doamna Flori că sunt în vizită acasă, numai cât mă schimb și mănânc. Ca la hotel. Da, dar să știi că mie îmi place lucrul ăsta și fac ceea ce îmi place. Și văd că dăruiesc oamenilor ceea ce e frumos, copiii aceștia talentați pe care îi promovez în județ și nu numai. Și tu știi acesta. Da, da. Și nu este ușor până la urmă. Nu, e un simț de răspundere, tot timpul implicat, devotat, tot timpul te gândești să nu fie bolnav, să fie în regulă, să poată cânta, să putem merge, să ajungem la timp, la ore, să nu fie răcit, să studieze piesa respectivă, dacă nu studiat-o, dacă nu putem merge în locația respectivă sau la activitatea respectivă, între stres și... plăcere, cam asta îi. Uite, chiar acum cei de care ne urmăresc pot să vadă și costumul frumos pe care îl are Roberta. Este cam singura în momentul de față, singura din județ care mai poartă pălăria. Pălăria este specifică zonei de unde vii tu. Da. Ai primit-o, ai achiziționat-o pălăria. Am cumpărat-o. Și de atunci o port în continuu. Ai multe costume populare? Am destule. Cine are grijă de ele? În afară de mami. Își mai bagă mâna și bunicile pe acolo. Acum, sigur. Normal. Poate și tata. Roberta, eu sunt foarte curioasă. Când te-au criticat cel mai tare bunicile tale? Știu eu, în urma unei apariții sau te-ai îmbrăcat vreodată și nu le-a plăcut cum ți-a stat o zadie, cum ți-a stat cătrința pe tine? Tot timpul, înainte de un spectacol sau un concurs sau un eveniment, când sunt îmbrăcată popular, trimit poza bunicii să văd dacă sunt îmbrăcată bine. Uite că eu lucrul ăsta nu l-am făcut niciodată. Nu? Nu. Intram cum dădea bunul Dumnezeu. Ce era, era. Și era, oricum. Și mami îmi spunea, nu-ți rușine, așa codită. Eu nici nu mă urcam pe scenă. Uite-te la tine cum ți-a stat polele. Nu-i nimic. Nu contează. Succesul e important, succes. Da, da. Important era să cânt, să fiu eu acolo pe scenă în lumea mea. Restul nici nu mă interesa. Roberta a început să meargă prin festivaluri? Am început să mergem la festivaluri online, pentru că știi foarte bine că situația nu a putut să, din cauza situației nu am putut să participăm. De acum încolo, sigur că dorim să mergem, ne pregătim,
studiem, învățăm, încă suntem cu vocea în schimbare, deci trebuie să avem foarte mare grijă, dar mi-aș dori ca Roberta, așa cum ești și tu, să ajungă o emblemă a județului Bistrița Năsăud prin frumusețea cântecului, prin frumusețea portului. Chiar m-aș bucura, pentru că îi merită, este un copil deosebit. Doamne ajută! Până la urmă, copiii care muncesc merită. Își merită locul. Sigur, da. Sigur. Uite, până mai povestesc eu puțin cu doamna profesoară, vreau să te gândești la o colindă frumoasă, pentru că noi în această seară ne-am propus să vă colindăm mai mult, fiindcă e spiritul sărbătorilor de iarnă și noi nu colindăm de foame, numai pe jinars e foame. Și jinarsul nu l-am bea numai șert cu săcărea. Nu bem, să gătăm emisiunea. După emisiune, nu? După emisiune, ne facem treburile acasă. Da, așa. Mai de sărbători. Eu sunt foarte curioasă. Cum alegeți repertoriul pentru toți elevii dumneavoastră? Noi facem foarte multă audiție. Am și culegeri de folclor, studiem și din culegerile de folclor. Acum, tu știi foarte bine că noi am mai discutat și nu numai cu tine. Ceea ce facem noi în cadrul orelor de canto este altceva. Ceea ce cântă ei în afara orelor de canto, la activitățile lor sau la spectacole, asta îi privește pe ei. Noi, ceea ce lucrăm în cadrul orelor de canto, sigur că noi lucrăm piese frumoase, valoroase. Că ei se mai abat de la drum la alte activități în afara orelor de canto, este problema lor. Acum, știți, chiar dacă eu le dau sfaturi, da, și tinerețea, și că dorim să ne lansăm mult mai repede și mai scoatem câte un șlagăr, dar ceea ce facem noi la canto sunt lucruri de calitate, un repertoriu frumos, pentru că și Roberta știe că noi lucrăm foarte mult din 132 cântece din Năsăud, culegerea de folclor. Și nu numai cu Roberta, și cu elevi de la Școala de Muzică. Deci chiar și cei de la liceul de muzică beneficiază cam de același repertoriu. Da. În funcție de voce, de vârstă, dar noi lucrăm din culegerile de folclor și, bineînțeles, facem foarte multă audiție, ceea ce ne ajută la auz muzical să-l dezvoltăm. Asta vreau să facem și noi acum, audiție. Musai! Coborâto, coborâto, florile d'albe, Dumnezeu piaiesc pământ, în mijlocul să serios, dacă nu ți-aș da un colăcel, dar am venit nepregătită. Ia să faci colăcei când mai vin la emisiune. Săptămâna viitoare vin pregătită cu colăcei. Trebuie să fac mai mulți, că deja am dat din casă că mă apuc de cocăluit. Și cine știe, mă aștepta o grămadă de copii pe afară să dau colăcei. Da.
Se vede că sunteți foarte mândră de elevii dumneavoastră și că trăiți fiecare moment alături de ei. Nici nu vreau să-ți spun emoții, stres, dar una peste alta este o binecuvântare. Eu sunt curioasă cum ați început dumneavoastră pe drumul acesta a cântecului. Hai să spun. Niciodată nu m-am întrebat de ce muzică. Eu am făcut liceu de muzică în Botoșani. Mama a vrut foarte mult să fiu învățătoare, educatoare. Și eu i-am spus de la început că vreau să cânt, mergeam în baie, cântam cu fixativul. Pe post de microfon. Toată lumea stăteau să își facă nevoile, să se spele pe față. Eu cântam câte o jumătate de oră, o oră în baie, dar un răsunet de numai. Și îmi plăcea foarte mult piesele clasice și muzica ușoară. Dar mama nu a fost de acord cu muzica. A zis, vreau să ajung învățătoare, educatoare. Am mers un an învățătoare, educatoare la liceu pedagogic. Și apoi i-am spus lui mama, te rog frumos să înțelegi că eu nu sunt de așa ceva și că mi-aș dori să fac muzică. I-au zis, Cristina, știi foarte bine cât e de greu și știm foarte bine cum e drumul cântecului, indiferent ce fel de cântec. Și nu știm cum o să fie și ce treabă e asta, că ar fi bine, că învățătoare, educatoare. În fine, nu, am mers... În paralel la liceu pedagogic, mergeam și la pregătire la o profesoară de muzică, la liceu de muzică, și mama i-a zis foarte clar că am voce și că nu ar fi rău dacă aș încerca la liceu de muzică. Un an de zile am făcut pregătire la canto și la TSD. De altfel, în generația respectivă am fost singura elevă de la canto, pentru că era mai greu să intri la canto clasic în liceu. Și am luat examenul. De altfel am mers 2 ani în clasa 9, respectiv o dată la pedagogic și o dată la liceul de muzică. Nu aș fi dorit, parcă în ultimul timp, cel puțin în clasa 12, să merg spre muzică, mama, iar ușor sceptică, dar un an de zile iar am mers și am făcut pregătire pentru canto, pentru că știm foarte bine ce înseamnă canto clasic la conservator. Și profesoara Gabriela Pipelea, dacă ne urmărește, îi doresc multă sănătate, m-a ajutat enorm de mult și am absolvit examenul de canto pentru conservator clasic. Și de acolo... Sigur că îmi place și foarte mult să fiu, îmi plăcea foarte mult să fiu și profesor. Mi-ar fi plăcut foarte mult să fiu și artist. Chiar zicea profesoara că ți-ar sta foarte bine să mergi la operă, te-ar prinde, dar știm foarte bine cât de spinos este drumul până ajunge într-un asemenea loc. Și atunci am rămas cu... meseria de profesor, pe care o îmbrățișez cu foarte mare drag și pe care cred că mă reprezintă cel mai bine. Adică poate că învățător, educator nu mă reprezintă atât de bine ca și profesor de canto. Nu, pentru că sunteți prea plină de viață. Și plină de energie. Și plină de energie, și cred că... Și că faceți față cu brio adolescenților, adică sunteți în pas cu ei tot timpul. Tot timpul, da. Știu că vă implicați foarte mult în promovarea lor, nu doar în pregătirea lor pe partea de cursuri, dar și în promovarea lor pe partea de televiziuni, spectacole. Da, am un ansamblu al liceului de muzică, ansamblu de muzică tradițională, pe care îl promovez peste tot, iar tineri soliști din cadrul ansamblului merg cu mine la anumite emisiuni, așa cum ai spus, TV sau radio. Din toți tinerii pe care dumneavoastră i-ați avut de-a rândul. Să spun numele? Nu vreau. Sunt curioasă pentru că cu fiecare generație ați avut câte un ansamblu. Chiar și eu, la rândul meu, am făcut parte din acel ansamblu. Ați ajuns vreodată cu acea generație la nivelul la care v-ați dorit? Da, acum vreo 3 ani de zile, să știi că da. A fost o generație foarte implicată, foarte devotată. De fiecare dată răspundeau afirmativ, indiferent că aveam spectacole și sâmbăta și duminica, câte 3-4. Bine că și nu era pandemie,
Era altfel situația. Dacă le spuneam la 4 dimineața să ne întâlnim, că mergem la un spectacol în Bucovina, ei la 3 jumătate erau cu bagajele în față la centru Dacia, pregătiți, făceau vocalize, până ajungeam la destinație, erau impecabili. Da, pot să spun că da. Se poate, dar seriozitate, revenim iarăși la același subiect. Seriozitate, da. Și implicare, da. Dăruire, devotament. V-ați gândit vreodată ca Violețica să vă urmeze? Nu știu dacă Violețica o să mă urmeze. Violețica are o voce foarte frumoasă și e foarte mi-auzită. Dar nu este atât de implicată. Nu cred că și-ar dori ea să ajungă... Poate e și vârsta. Nu știu, eu de mică îmbrățișam cântecul. Ei îi place foarte mult să socotească și își dorește să ajungă polițist. Acum mai vedem noi pe parcurs ce să iasă. Ce ordine a face prin casă. E copilul ordinului, așa că cine știe. V-ați dedicat foarte mult creșterii ei. V-a fost greu? A fost greu și este și acum. Gândești, tu știi foarte bine că pe Violeta am luat-o cu mine în toate activitățile, hai să nu zicem toate, ca și aproape minții, toate. Aproape toate activitățile în județ și în țară. Ea este foarte cunoscută la emisiuni. De asta este și un copil inteligent, implicat și la școală, așa mi-a zis doamnele învățătoare, dar ți-am zis, nu știu dacă va merge pe drumul cântecului. Asta vai vedem pe parcurs. Deși a mers cu mine... cam peste tot. Cum s-a obișnuit o moldoviancă la Bistrița? A fost greu. Să știi că în primul an, când am venit în Bistrița, a fost greu din mai multe puncte de vedere. Pot să spun că din toate punctele de vedere, până ți-ai făcut prieteni, în ghilimele să zicem, până ți-ai făcut... cunoștințe. Da. Până ai reușit cât de cât să ieși cu ceva în evidență, respectiv un progres al elevilor, a fost destul de greu. Și iată că toată munca adunată în acești ani cumva a prins contur și mai mult acum. Și vreau să vă întreb de examenul pe care l-ați dat recent, fiindcă urmează să fiți numită în funcția de director al Școlii Populare de Arte. Da, șef... Cum a fost parcursul până aici? A fost un vis. Să știi că eu mi-am dorit mai de mult să merg în cadrul Școlii de Arte ca și șef serviciu și nu director. Șef serviciu, sigur, toate la timpul lor și așa cum le rânduiește Dumnezeu. Un pic am fost descurajată când am văzut că a fost luat de altcineva acum ceva vreme, dar am zis că dacă Dumnezeu dorește să fiu, este bine, dacă nu merg pe drumul meu, pe drumul didactic, o să mai progresez, o să mai studiez și poate o să am noroc. De altfel, aș fi vrut să îmi deschid și o școală privată de canto, nu știu când să mai fac și eu. Când mai aveți timp? Da. Acum o să mă canalizez pe funcția de șef serviciu în cadrul Școlii de Arte și Meserii. Sper să fac lucruri frumoase, așa cu răbdare și cu încredere și dacă Dumnezeu ne ajută să avem și un colectiv frumos. Și actualmente avem un colectiv frumos pe care chiar aș vrea să-l păstrez. Ce proiecte aveți de viitor? Poate dacă ți-aș spune că ar fi destul de multe, nu aș reuși să le realizez pe toate și nu ar fi ok. Să avem un colectiv frumos, implicat, devotat, cu studii superioare, să... Asta mai durează, mă gândesc, tatonez încă terenul. Aș vrea o clasă de jazz. Așa, mi-ar plăcea să înființăm un ansamblu de muzică tradițională. Așa, un exemplu aș avea ansamblul profesorului Ioan Bocșa, unde am activat și eu. Da, da. Și multe ar fi, sigur că multe parteneriate, să participăm la multe concursuri, să mergem în schimburi de experiență, să mergem la masterclass-uri.
Deci ar fi foarte multe, dar cu pași mărunți toate se vor rezolva. Doamne ajută așa să fie, pentru că sunteți un om foarte iubit și sunteți un om foarte susținut. Și nici nu mă gândesc că nu o să vă fie o parte din planuri puse în practică. Doamne ajută. Pentru că aveți și oameni cu cine să lucrați, cu cine colaborați. Județul Bistrița Năsăud este încă plin de tineri talentați. Absolut, sigur. Doar că au nevoie de profesori buni și de încredere, da. Și cumva ei trebuie să renunțe la acele persoane pe care ei deja le au ca și exemplu. Și aici mă refer persoanele care promovează non-valoarea. Este puțin mai greu, dar este impresionant cât de mulți tineri sunt care abordează stilul acesta, așa cum spuneați la început, de a reuși să urce pe scară cu pași repezi și să nu ia lucrurile treptat. Așa cum trebuie. Da. Da. Vreau să vorbim puțin și despre partea de obiceiuri, fiindcă ne apropiem încet încet de sărbătorile de iarnă. Și vreau să și profit de acest lucru, pentru că veniți, vă trageți dintr-o altă zonă. Sunt foarte curioasă, cum sunt sărbătorile de iarnă în Bucovina? Îți dai seama că fiecare zonă are specificul ei în Bucovina. În Bucovina, ca și peste tot, frumos, mirific. Poate că s-au mai pierdut din obiceiuri și tradiții, dar unele au rămas așa cum au fost dinainte. Ce să zic? Să zic de ceva specific. Oh, de juflă. Oi, chiar știi nu știu ce. Nu, chiar juflă. Nu știu. Bunica, în ajun de Crăciun, frământa un aluat și făcea niște turte. Aluatul era, știm foarte bine că în seara de ajun, deci e ultima zi de post, era cu apă aluatul și cu făină chiar neagră, pentru că așa era înainte. Făcea niște foi subțiri și le întindea pe masă, mi-aduc aminte și acum, o masă cu o mușama colorată și făcea foi subțiri și le cocea pe plită. Dar foarte, foarte subțiri încât te vedeai. Cea vreo 10, 20, 30 și le punea într-un lichean, acoperite cu un ștergar de iv, apoi le însiropa cu apă cu zahăr. După ce se însiropau, făcea din nucă și mi-aduc aminte că uneori nuca nu era chiar ok. Era mai mucigăietă, dar măcinată și cu esență, dar să știi că era deosebit. Chiar, acum ne permitem să alegem nuca, atunci nu își mai permiteau să alegem. Spărgeam înainte cu o zi, cu bunica, nucă, totul era numai o nucă și dar era o atmosferă frumoasă. Și nuca măcinată se întindea pe fiecare turtiță și bineînțeles cu însiropată cu zahărul și cu apa și se mânca în ziua de ajun. Știm foarte bine că în ziua de ajun chiar nu se mănâncă de post și nu mâncare de dulce, chiar dacă noi ne mai băteam așa în postul Crăciunului. Da, tot în seara de ajun, bunicul, pentru că aveam în curte un brad impetos, tăia o creangă și o punea pe un stativ și bunica, bineînțeles, că o împodobea cu mere, cu nuci văruite cu bronz auriu. Alea, de fapt, erau globurile. Cu bomboane de pom. Acum nu se mai pun bomboanele de pom. Și Doamne, eu că eu salivez după ele când îmi amintesc gustul ăla de zahăr din bomboane. Și bineînțeles că toți așteptam fratele meu, verișorii, pentru că noi până aproape de clasa 12-a tot la bunici am făcut sărbătorile de iarnă și nu numai. Punea undeva pe un stativ creanga respectivă, mai era uscată, beteală era făcută din hârtie creponată, noi ne implicam, eu și verișoara mea, dar
Una peste alta a fost un farmec. Pe atunci noi îl gustam din fiecare moment. Și bineînțeles că l-așteptam pe moșu, obosit, tot ne uitam pe geam, o zăpadă imensă, pentru că știm cum au fost zăpezile înainte. Nu mai e ce... Adormeam și într-un... În sfârșit, bunica ne punea cadouri și să-ți spun cum erau cadourile. Ciupici, câte o portocală, mirosul și gustul de portocală, parcă de atunci era altceva, câte o pijama și creioane colorate, dar parcă și creioanele erau altfel. Fiecare avem același cadou, ca să nu ne spădim. Eu știu că odată am primit o carte, căluțul cocoșat, și atâta ne-am spădit până am rupt cartea a doua zi. Dar ne-am bucurat de fiecare moment și de cadourile respective, care erau o binecuvântare pentru noi. Din păcate, erau mai fericiți. Da, erau mult mai fericiți atunci decât acum. Din păcate, acum nu știu dacă tinerii se mai bucură de cadouri, de mirosul bradului, de mirosul portocalelor de atunci, de mirosul cozonacului care se făcea în ajunul Crăciunului, așa cum ți-am spus, cu nuci, mucigăniete, cu cacao, dar erau, da. Era deosebit. Bunica îl ungea cu ouă și punea zahăr vanilat sau esență ca să aibă un gust mai delicios. Era un, parcă văd și acum, un cozonac crescut într-un cuptor făcut afară și toată curtea mirosea a cozonat și a plăcinte poală în brâu. A găteală. Da. Doamne, că eu parcă acum sunt în ajunul Crăciunului. Chiar acum aș merge pe jos să mănânc așa ceva. Da, Crăciunul, eu zic, și sărbătorile de iarnă în copilărie au fost cele mai minunate. Cele mai care mi-aduc aminte de copilărie, de frumusețe zilelor de atunci. Păcat că acum nu mai putem gusta așa momentele. Roberta, ai făcut bradul? Din noiembrie. Ia uite spiritul Crăciunului. De prin noiembrie. Așa da. Eu sunt curioasă dacă tu ai brad natural în casă sau artificial? Artificial. Artificial. Păi altfel nici n-avea cum să reziste până prin ianuarie. După bobotează. Vreau să vă spun că la noi, de obicei, bradul se strică aproape de sărbătorile de Paște. Atât de mult ținem bradul. Mai să știi că am văzut și eu undeva după Paști, mie, la un brad într-un balcon. Da, mie îmi place foarte mult bradul și pentru că în fiecare an, sunt în perioada sărbătorilor, eu sunt tot pe drum și nu am timp să fac bradul din decembrie, da, de la început. Și atunci eu, dacă îl fac mai târziu, îl stric mai târziu ca să recuperez toată perioada asta. Dar parcă farmecul, chiar dacă trec sărbătorile de iarnă și bradul e tot nu acolo, nu mai este același. Așa da. Este. Da. Pentru că farmecul e atunci, cu zăpadă, cu colinde, se ascultă în casă. Cum ați spus, miros de cozonaci, miros de vin sarmale, fiert, cu scorțișoară. Da, da, să primești colindători. Și parcă și mai frumos era când primeam nuci, primeam colaci. Îmi amintesc că îmi povestea mama mea că mergeau la colindat la o bătrânică din sat și avea pere foarte bune. Se duceau și o colindau odată, ieșeau afară, mai mergeau își odată. Schimbau hainele între ei și mai mergeau odată. Deci, îți dai seama cât a însemnat pentru ei merele și perele, nu? Da, acum nu o să le dăm mere și pere, să vezi cât de mulțumiți ar fi. Angela, nu mai colindăm pe domnul asta. Da, acum tinerii se duc la colindat doar pentru bani și aleg casele unde se intre, da, să colinde. Da, înstărite. Da, da, și ei știu de la an la an. Uite, mergem acolo, că acolo că am acolo trecut odată mulți, da, bani. Da. Și nu știu de ce se pierd toate lucrurile astea. Eu mă gândesc frumoase. Că nici cei de lângă ei nu le insuflă dragostea pentru colindat, pentru tradiții, pentru că eu sunt fel convinsă că părinții au trăit vremurile frumoase, vremurile tradițiilor, a bucuriilor de sărbătoare.
Este și mare păcat, pentru că mă uit la noi în județul Bistrița-Năsăud. Erau atât de multe tradiții legate de sărbătorile de iarnă și nu numai, care nu se mai păstrează. Cum treci de-al în Bucovina, tot un urs și o capră și un iroc. Da. Și un... da. Acolo oamenii ăia trăiesc spiritul Crăciunului în adevăratul sens că... al cuvântului. Da, da, da. 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 Da, noi merg copiii, sorcova vesela, scurtul patru versuri nu, sunt terminate. Nu, Bucovina se spune, tot textul și toată melodia se cântă așa cum se cânta înainte. Da, se mai păstrează, e adevărat că se mai păstrează. Și costumele sunt frumoase, ca de altfel și în județul Bistrița-Năsăud. Da. Aveți vreun obicei legat de brad, de tăierea lui sau știu eu, felul în care se împodobea? Așa cum ți-am zis, că înainte dacă nu aveai un brad sau dacă reușeai să... Știu, tăiați vârful pentru ceva anume sau... Nu, dar știm foarte bine că înainte erau brazii impetuoși și dacă nu încăpeau în casă, trebuia să se taie vârful. Da. Și toată era lumea... sacrificat. Și nu e pentru... se punea în vârf o steluță și nu era ok steluța, nu. Erau lucruri jucăușe de care se bucurau și părinții, și tinerii, și copiii. Acum... ne mai bucurăm și noi prin deslușind amintirile prin care am trecut și eu chiar trebuie cred să-ți mărturisesc. Cred că doar atât ne-a mai rămas. Da, dar hai să sperăm și să mergem și să gândim că o să fie bine. Și o să vină vremuri mai bune. Da, da. Pe unde o să fiți în următoarea perioadă? Pentru că fiind profesor la Liceul de Muzică, fiind profesor la Școala Populară de Arte, tineri, aveți foarte mulți și talentați. Aveți deja o echipă pe care vă bazați. Și în perioada aceasta este plin de concerte, pe la biserici, pe pietonal, pentru că probabil ați și auzit sau ați fost și ați văzut cât de frumos este amenajat pietonalul, cât de frumos se colind acolo. Pe unde o să fiți cu acești tineri în perioada aceasta? Da, duminică eu o să cânt alături de colegul meu, părintele Raita, la Biserica Ortodoxă din Dorna Candreni. Îți mărturisesc că părintele Raita este profesor de muzică religioasă în cadrul Școlii de Arte și Meserii din Bistrița. Iar seara, de la 19:30, voi fi cu ansamblul de muzică tradițională al Liceul de Muzică Tudor Jarda la Biserica Sfântul Gheorghe, unde vom susține un recital de colinde. Săptămâna viitoare vom fi pe pietonal, la Casa de Cultură, vom merge și la Colibița, deci avem foarte multe activități, respectiv până în 23 decembrie, alături de ansamblu de muzică tradițională și alături de elevi din cadrul Școlii de Arte și Meserii. I-ați grupat cumva? Da, avem o colaborare frumoasă și între instrumentiști și între soliștii vocali, sigur. Ne completăm. Roberta, nu are rost să te mai întreb pe unde o să fii, pentru că programul ți-e făcut de doamna profesoară. Mami doar trebuie să stea bine cu timpul. Mami lasă să lase curățenia, să lase colacii, că n-are timp de așa ceva. Să trăiască magazinele până una alta. O să mai crească și Roberta și o să ajungă în perioada când o să-și permită să meargă singură. Da, cred că abia așteaptă. Pe mami o auzim de undeva din spate, așa, o strânge cumva de spate, nici nu vrea să se gândească la perioada aceea. Cum o să-ți petreci sărbătorile de iarnă? Păi, în familie, tot timpul. Stăm, ascultăm colinde. Se merge la colindat cu familia sau nu? Păi, mergem la bunici. Cu părinții și mai mergem pe la rude. Purtați așa da. Colinda între neamuri, cum s-ar zice. Da, da. Roberta, cum te vezi tu peste vreo 10 ani? Păi mi-aș dori din tot sufletul să ajung o interpretă de muzică populară și să mă văd un medic. Nu m-am gândit încă ce fel. Să ajut cât mai multe persoane. Ce frumos!
Păi, uite cât de bine se combină lucrurile astea două, că medic, de fapt, ești și acum pentru sufletele oamenilor, prin muzica pe care tu o cânti și prin vocea frumoasă pe care o ai. Eu îmi doresc din suflet ca toate aceste visuri să se îndeplinească și să ajungi un medic foarte renumit, pentru că susținere ai și, până la urmă, înainte de susținerea financiară, trebuie să fie susținerea morală. Sigur. Hărnicuță ești. Frumoasă. Frumoasă este. Eu o și văd. Așa am fost ura de doamna doctor. Parcă mi-aș dori să, când noi fii o bătrână, să apelez la ajutorul. Ce frică avem noi la ușă, la ea, să zic, mă, e gratis la un control, că nu va ajunge pensia. Până atunci mai e. Până atunci mi-o luați înainte, mergeți dumneavoastră. Eu mai bătrân. Ce planuri aveți pentru anul viitor? Nu știu, aș vrea să mai înregistrez câteva romanțe. Știi că eu îmbrățișez și... Și eu sunt foarte curioasă de ce nu ați participat la Crizantemă. Uite, dragă, te-am lăsat pe tine anul acesta. Eu o să merg la anul, adică o să mergi lângă mine și să-mi promiți că o să mă susții acolo și... Oh, cu siguranță, pentru că anul viitor o să fiu oricum acolo în recital. Da, băi, ai văzut acum de asta. Și să fac lucruri frumoase și deosebite alături de... elevii din cadrul Școlii de Arte Bistrița și din cadrul Liceului de Muzică Tudor Jarda. Ce mai îmi doresc? Îmi doresc să fiu sănătoasă și să am răbdare și putere alături de toți elevii pe care eu îi promovez peste tot și îi ajut. Dacă v-ați întâlni cu Dumnezeu, ce ați cere? Ce întrebare! Să fiu sănătoasă și apoi mai vedem. Ne apropiem de finalul emisiunii și vreau să vă mulțumesc din suflet pentru că mi-ați acceptat invitația. Noi ne-am simțit foarte bine. Și eu a fost, cred că, pentru prima dată când m-am simțit foarte relaxată. Și noi, pentru și că am vrut să folosim deloc un limbaj așa cum știm noi, să nu fie un limbaj academic, să fie ca o poveste. Și chiar ne-am bucurat și tare mult am vrea să ne mai inviți și în alte dăți, pentru că noi avem foarte multe lucruri să-ți povestim. Cu asta mare e drag. Puțin. Eu aș vrea să veniți. E spațiul nostru, mai spațiul mulți. Nostru este foarte mic, dar mi-aș dori să veniți mai mult, să veniți cu instrumentiști și să vadă cei de acasă, de fapt, adevărul și ce se întâmplă la Liceul de Muzică și la Școala Populară de Arte. Haide să facem câte o emisiune, așa, dacă ai avea timp, cu măcar la două luni și să promovăm și Școala de Arte și, de altfel, și Liceul de Muzică, pentru că sunt adevărate talente în ambele instituții și păcat ar fi să nu le promovăm și să le vadă județul și nu numai, pentru că eu cred că este acest post este... difuzat și în alte localități și în alte da, țări, așa? Da, da. Mi-aș dori foarte mult să reușim uite, acest lucru. Uite, ar fi un lucru frumos. Să putem să aducem tinerii aici, să-i vadă și profesori. Cei de acasă. Și profesori, de ce nu? Da, și să dăm o mare petrecere la Radio de Vine. Vreau să transmiteți un mesaj, un gând de bine tuturor celor care ne urmăresc și apoi vreau să încheiem cu o colindă frumoasă. Tuturor locuitorilor din județul Bistrița Năsău le doresc sănătate și sărbători liniștite cu bine, iar directorilor instituțiilor unde eu activez putere de muncă, multă răbdare și multă, multă sănătate le doresc. Doamne ajută așa să fie. Păi le doresc tuturor celor care ne urmăresc sănătate, liniște sufletească și sărbători fericite alături de cei dragi. Atâta de dulce e când vorbește și mi-e tare drag de ea. Mie nu-mi rămâne decât să vă mulțumesc pentru că și în această seară ați fost alături de mine și alături de invitatele mele și alături de echipa Radio de Bine. Ne vedem săptămâna viitoare și până atunci să auzim numai de bine. Roberta, te rugăm să ne mai colinzi ceva. În staul de dobitoace, florile
Centrul Județean pentru Cultură Bistrița Năsăud susține binele în cultură, tradiții și folclor la Radio de Bine. Binele are nevoie de tine! Vrei să fii în formă toată ziua? Ți-e dor de un mic dejun cel mai mare și mai bun? Hai la Casa Verona! Ne găsești în Piața Mică numărul 18. Sau poți intra pe takeaway.com, alegi din meniu tot ce-ți face cu ochiul, iar comanda va ajunge rapid la tine. Transportul este gratuit. Comenzi la telefon 0263-211530 sau 0725-837-662. Mic dejun între orele 9 și 11. Casa Verona. Mâncare bună ca la mama acasă în Bistrița din 2010. De Crăciun te provocăm să fii mai bun, să câștigi și să dăruiești mai departe bunătăți pentru masa de sărbători, acolo unde este nevoie. Venim cu două platouri de un kilogram fiecare de la Casa Doamnelor din Bistrița cu tot ce e mai bun și gustos de Crăciun. Ce poți face tu? Trimite-ne un mesaj video pe adresa radiodebine@gmail.com în care să transmiți un mesaj de sărbători persoanei sau persoanelor care s-ar bucura de un astfel de dar. Așteptăm mesajele voastre în perioada 6-20 decembrie. În seara de 20 decembrie de la ora 20, la emisiunea Starea de Bine, difuzăm videourile și alegem cei doi câștigători care dăruiesc mai departe. Dar din dar se face rai. Sărbătorile de iarnă înseamnă neapărat și un brad împodobit. Însă, fiind conștienți că există și familii în a căror casă prezența acestui simbol poate fi imposibilă, vă provocăm la un gest de bine. Dă like paginii noastre, un share acestei postări și tăguiește într-un comentariu persoana căreia ai vrea să-i oferi un brad. Dispunem de 10 brazi ce pot lumina un cămin, ce pot aduce bucurie și înfrumuseța sărbătorile ce ne bat la ușă. Poate te afli chiar tu printre câștigătorii șansei de a face din dar rai. Salut! Fiți pe fază! Seara după emisiunile live puteți sta de vorbă cu Moș Crăciun. Sună la 0712-242-938. Spune moșului ce-ți dorești de Crăciun, o poezie, un cântecel, poate un colind și vei primi un cadou. Mămici, tătici, bunici, copii mari sau copii mici. În perioada următoare, în 6-20 decembrie, moșul împarte daruri din studioul Radio de Bine, la finalul emisiunilor. Notați numărul de telefon 0712-242-938, stați cu ochii pe noi și sunați pentru a face celor mici o bucurie. Dă-ți foară în țară, like and share, Moș Crăciun vine la Radio de Bine să vorbească cu tine.
seara, dragii moșului! Oare ce mai faceți voi în această seară? Sunteți deja pregătiți pentru culcare sau vreți să intrați în legătură cu moșul? Moșul vă așteaptă cu mare, mare drag telefoanele voastre pentru a vă oferi cadouri. Și în primul rând, pentru a vă asculta dorințe. Bună seara, bună seara, sunt și eu aici alături de moș și abia aștept să auzim copiii curajoși care vor să își împartă cu noi visele și dorințele. Și o să mulțumesc sponsorilor și spiritușilor moșului care ne ajută, uitați, câteva zile să facem câteva atenții timpurii copilașilor care au curajul să ne sune. Este vorba despre magazinele Punct, Multima Sime și Francesca. Moșule, mai e mult de lucru în atelier? Mai e. Tot spiridușii sunt tot un spor și o... E cu voie bună? Foarte multă voie bună. Toți abia așteaptă ca eu în seara de Crăciun să pot să le duc tot ce am muncit de un an de zile pentru bieții copilași. Copilașii sunt până la urmă cei care simt puțin altfel magia sărbătorilor, pentru că ei așteaptă în primul rând atenția părinților și mai apoi micile cadouri de sub brad. Dar cred că faptul că sunt împreună și părinții au mai mult timp pentru ei face ca ziua să fie cu adevărat specială. Așa este. Moșul a primit până acum o grămadă de scrisori și spiridușii abia fac față să le citească toate dorințele copiilor. Cred că ai munți de scrisori. Foarte, foarte multe, nu pot să le țin numărul. Și având în vedere că scriu copii din toată lumea și sunt în toate limbile, cum te descurci cu ele, moșule? Păi, moșul știe toate limbile pământului. Înțelege tot ce scriu copiii și este ajutat și de spiriduș. E greu să citim atâtea scrisori și mai ales că toată lumea se lasă pe ultima sută de metri cu scrisorelele. Da, cam așa e. Tot scriu doar de acum încolo. Pe de altă parte... Dacă vorbim despre scrisorele, eu am aflat că sunt foarte mulți copii care și desenează ei și își trimit moșului anumite desene. Cam ce desene ai găsit tu prin plicurile ce le trimit copilașii? Păi am găsit mașinuțe, am găsit păpuși, fiecare ce poate desena și ce putem noi interpreta din desenul lor. Noi sperăm ca moșul să interpreteze bine toate desenele și să fie copii foarte mulțumiți de ceea ce vor primi sub brăduț. Asta în cazul în care nu sunt mai repeziți așa și își găsesc cadourile înainte să ajungă sub brăduț, pentru că copiii sunt nerăbdători. Avem și noi câțiva copii care au primit deja cadouri pentru că au sunat și au vorbit cu moșul și care nu au venit după cadouri, trebuie păi să le noi spun așteptăm să vină, vină după ele. Luni, de luni, între 12 și 17. Însoțiți de mami sau de tati să vină să ridice cadourile de la Radio de Bine. Văd că nu au curaj copiii în seara asta să ne sune sau e prea târziu, ori e prea devreme. Poate e prea târziu, poate... E prea devreme, nu știm. Noi totul îi așteptăm. Ia să vedem noi. Da, primim felicitări. Dar văd că curajoși cu care să vorbim în seara aceasta nu avem. Și dacă în seara asta nu avem copii curajoși care să ne sune, cadourile o să rămână pentru altă seară. Păi, noi sperăm să sunem măcar un copilaș, să-i oferim din suflet un cadou cât de micuț. Moșule, până sună copilașii, ia spune-mi tu mie, care e secretul curenii?
Pentru că eu știu că moșul se bazează pe reni atunci când vine vorba despre împărțitul cadourilor. Ne-ai povestit despre echipa ta, despre spiriduși, despre fabrici de jucării, fabrici de dulciuri. Apropo, te duci des prin fabricile de dulciuri. Din păcate, moșul merge cam des și a făcut o burtă destul de măricică. Da, cu siguranță. Dar spune-mi, care e diferența dintre dulciurile ce se fac în fabrică și ce-ți face doamna Crăciun? Din câte știm noi copiii, că aici mă bag și eu așa în rândul copiilor, ești un fan al dulciurilor pe care le face doamna Crăciun. Este foarte adevărat ceea ce spui, dar moșul iubește orice dulce. Da, deci pe moșul momim repede cu dulciuri și lăptic. Și ajungem la ren. Ai tot spus că la ren trebuie copiii să le lase morcovi. Pentru ca să poată să zboare. Că altfel dacă nu mănâncă fructe și legume și ei nu pot să zboare. Fac burtică și rămân fără cadouri copiii. Că nu mai poate zbura să moșu cu săniuța. Ce bine că nu sunt hrăniți cu cuburi de zahăr. Pentru că rămâne de Crăciun fără cadouri și moșul ar trebui să le... meargă să le împartă pe jos, cred, ceea ce ar dura cam mult. Nu și-ar dori nimeni așa ceva. În primul rând moșul, ar trebui să renunțe la burtică. Mai ales moșul. Și în momentul în care ajunge cu renii așa în preajma caselor, e adevărat că poți să intri pe horn? Ca printr-o minune, se mărește hornul, dar nu vă spun cum se face asta. Vedeți care e minunea, nu cumva se slăbească Moș Crăciun. Cred că hornul dintr-o dată se face mai mare și atunci ne explicăm de ce intră și pe gaura cheii și pe geamul lăsat deschis. Numai să fie copil cu minte, că moșul intră pe oriunde. Doar să fie cu minte. Sunt foarte mulți copii cu minți și aici putem să deschidem o altă discuție, pentru că moșul se bazează pe ajutorul multor spiriduși. Și sunt copii care... poate nu știu scrie la Moș Crăciun, sau poate dintr-un motiv sau altul, sunt uitați. Moșul nu și-ar dori să uite pe nimeni, dar probabil fiind foarte, foarte mulți copii, se mai omite câte unul, din păcate. Noi sperăm să nu fie. Aici facem apel la gașca mare de spiriduși, nu? Să fie de ajutor. La și cunoștințele moșului. În casa în care moșul s-ar putea să nu ajungă, să facă spiridușii câte o faptă bună. Să dea mână de ajutor moșului. Da. Dragi copii, nu știu ce s-a întâmplat, pe unde sunteți în această seară, pentru că uitați, moșul e alături de noi și se pare că voi ezitați să ne sunați astăzi, așa că o să vă propun să ne auzim luni seară, pe finalul emisiunilor. Poate atunci o să fiți mai activi, poate vă învățați poeziile sau colinda sau cântecelul și puteți să vorbiți în direct cu moșul. Să aflăm și noi care sunt marile dorințe pe care le aveți de Crăciun și, bineînțeles, să primiți un cadou timpuriu. Și, din ce cred eu, cadoul nu poate fi decât jucărie și ceva dulce, clar. Nu, deci dacă moșul ne-a spus că iubește dulciurile... Dulciuri. Nu este Crăciun sau cadou în care să nu fie o mică, mică, cât de mică chestie dulce. O ciocolățică, o bombonică, ceva dulce. Secretul e să nu exagerăm. Da. În orice este să nu exagerăm. Nimic. Totul cu măsură. Dar dulciuri să pun mai multe. Ne luăm la revedere astăzi de la voi, dragi prieteni, doamnelor și domnilor. Sper să-i anunțați pe copii că pot în zilele următoare să vorbească cu Moș Crăciun în direct la Radio de Bine. Moșule, ce? Mergem înapoi în atelier, nu? Merge să mai facem jucării. Pentru că sunt încă multe, multe de făcut și ne pare foarte, foarte rău că n-a vrut nimeni să vorbească în această seară cu mine. S-ar putea să fie ora timpurie, copiii se pregătesc de culcare puțin mai târziu. Probabil, sau sunt duși pe undeva, pe la bunici. Da, uite, a început weekendul. Probabil acesta să fie motivul pentru care nu vrea nimeni să vorbească cu noi. În cazul acesta, weekend plăcut tuturor și să ne auzim și să ne vedem cu bine. Da, și moșul vă așteaptă și luni seara să-l sunați pentru cadouri. O seară frumoasă vă dorește moșul tuturor!
Centrul Județean pentru Cultură Bistrița Năsăud susține binele în cultură, tradiții și folclor la Radio de Bine. Binele are nevoie de tine!